Vorbim în continuare despre cea mai importantă prezență culturală românească în afara granițelor țării din această perioadă a anului. Este vorba despre sezonul România-Franța, ce reunește sute de evenimente culturale, științifice și educaționale. Vă ținem la curent cu cele mai importante asemenea evenimente prin amabilitatea domnului Andrei Țărnea, comisarul general al sezonului în România. Bună seara și bine ați revenit la TVR Internațional! Bună seara! Cred că este important să le reamintim celor care ne urmăresc că este pentru prima oară când Franța organizează un asemenea schimb cultural cu o țară a Uniunii Europene. Așa este. Franța face de 33 de ani sezoane încrucișate sau ani încrucișați de diplomație publică și culturală, dar e prima oară când o țară membră a Uniunii Europene e partenerul Franței în acest dialog. Și cum ar trebui să ne raportăm la acest mesaj? Cred că e semnificativ contextul în care a fost făcută această alegere, atât de parte franceză cât și de parte română. Să ne amintim că se suprapune lansarea sezonului în sfârșitul lui noiembrie anul trecut cu centenarul României moderne, lucru care e important și în Franța, o țară care atât în mijlocul secolului XIX cât și începutul secolului XX a fost aliatul și partenerul nașterii României. Iar apoi se suprapune în săptămânile și lunile acestea președinției României la Consiliul Uniunii Europene. În condițiile astea, o Europa care își pune probleme fundamentale legate de identitate, de viitorul proiectului european, de modelul federal pe care își-l doresc unii sau un model mai degrabă de state naționale într-o federație mult mai simplificată, dezbaterea de societate e extrem de importantă. Iar Franța găsește în România, în Europa de Sud-Est, un partener istoric și un nou partener natural pentru acest dialog care vizează ceea ce se va întâmpla în deceniile care urmează. Iar aici, fără să vorbești publicului mare, fără să spui cetățenilor Uniunii Europene, fie că sunt francezi, fie că sunt români, că sunt în Franța sau că sunt în România, să nu uităm că ambele țări au în cealaltă o importantă, hai să-i spunem, diaspora, dar atunci când vorbim de Uniunea Europeană, pur și simplu cetățeni care au ales să trăiască într-o altă țară membra a Uniunii Europene. Și în tot acest spațiu de dialog de societate, semnificația unui sezon cu o țară membra a Uniunii Europene e la fel de mare la Paris cum e la București. Și este foarte bine să ne amintim aceste lucruri. Avem imagini de la deschiderea acestui sezon încrucișat. Am văzut de altfel deja o serie de evenimente foarte valoroase care au avut loc în Franța după deschiderea oficială de la 28 noiembrie 2018. Telespectatorii noștri au avut ocazia să perceapă amploarea evenimentelor și datorită reportajelor realizate acolo de echipa TVR Internațional și ne bucurăm de acest lucru. Sezonul României la centrul Pompidou, de exemplu, este un moment cheie al acestei frumoase colaborări și vreau să ne spuneți ce se întâmplă acum, acolo și până când va dura acest sezon. Am deschis în noiembrie 6 din cele 9 expoziții care vor face partea de arte vizuale, dar să nu uităm că vor fi și conferințe și elemente legate de documentar și de cinema, întâlniri. Toate acestea fac din prezența românească la Centre Pompidou un eveniment fără precedent în materie de artă în general și de arte vizuale în mod particular, acoperind atât spațiu patrimonial cu Brâncuș, evident, cu Andrei Cădere, cu artiști ai avangardei românești din anii 20-30, dar și voci cumva de tranziție între arta modernă și cea contemporană, cum e Gherasim Luca, care are o capsulă extrem de interesantă, o mică retrospectivă a părții sale de care leagă poezie și limbă de literatură și de arte vizuale într-un mod absolut fascinant, făcând trecerea de la Dada la arta conceptuală care marchează sfârșitul secolului 20. Da. Și deschidem în următoarele săptămâni o expoziție Isidori Zu, o retrospectivă Isidori Zu, un eveniment rar, important, însoțit de un splendid catalog dedicat acestui artist, iarăși greu de calificat pentru că trece de la sunet și voce la artă vizuală și fotografie, la documentar, așa cum o face Eli Lotar, fiul lui Arghezi, da, un artist foarte puțin cunoscut în România, dar căruia îi datorăm un anumit tip de imagine în arte vizuale și în cinematografie la mijlocul secolului 20,
și care va fi prezent în România cu o primă retrospectivă făcută cu Muzeul Național al Literaturii Române în sediul Muzeului Colecțiilor de Artă. Da, e o veste îmbucurătoare, sperăm că e o mare bucurie. E de fapt o întoarcere acasă a unei povești de familie între tată și fiu, care niciodată nu e simplă, a unor artiști, a unor mari artiști într-un moment în care Europa își schimbă, trece prin schimbări fundamentale ideologice și culturale și în care Eli Lotar este fără îndoială unul dintre marii contributori la artele vizuale ale secolului 20 în acest domeniu, în mod particular în fotografie și cinema. Vă mulțumim pentru această informație. Cu siguranță sunt foarte multe evenimente. Nu vom reuși într-un singur interviu să le punctăm pe toate, dar avem motive să ne reîntâlnim. Sigur că Centre Pompidou nu este singurul spațiu popular din Paris care găzduiește expoziții, evenimente românești. Un alt spațiu foarte popular este Ground Control, care știu că s-a îmbrăcat în culorile României timp de o lună. Am avut o lună românească până la mijlocul ianuarie, o lună întreagă de evenimente în toate domeniile. Arte vizuale, street art, teatru, cinema, multă fotografie, fotografie unor artiști francezi, dar și unor artiști români. A fost evident muzică actuală, au fost DJ sets cu câțiva dintre cei mai interesanți DJ, dar a fost și muzică live, trecând de la folclor la electro. Și publicul parizian, publicul specific acestui loc, care e o platformă care unește orice între 18 și 45, realmente foarte divers. O fostă gară, o fostă gară de triaj transformată într-un spațiu de evenimente și de cultură franceză, în care s-au regăsit ceva din această vibrație autentică a societății contemporane românești. Putea să fie foarte bine un mic București sau o mică Românie. Am avut inclusiv gastronomie românească reinventată, evident, cu un pic de influență transilvană, în care publicul s-a bucurat și de această întâlnire între gastronomia franceză și cea românească, cu un tânăr șef româncă care locuiește la Paris și are un restaurant care merită vizitat. Da, am auzit că există din ce în ce mai multe asemenea spații și nu putem decât să ne bucurăm pentru asta. Și zilele acestea avem la Bel Electric Nicolo Ontraș, un șef cunoscut în România, este șef rezident acolo timp de câteva săptămâni. Avem la Grand Cariol această șaretă culinară românească la care șef Bebeșelea de la Sindicat Gourmet de la Sibiu lucrează împreună cu echipă franceză pentru această întâlnire culinară românească și s-a lansat la Paris în fața Bibliotecii Naționale a Franței pe cheiul Senei cu o reacție extrem de bună, atât a media specializate în gastronomie, cât și a publicului mare, care a terminat foarte repede porțiile puse la dispoziție. Este un semn foarte bun în capitala gastronomiei europene, ce am putea să ne dorim mai mult, cu atât mai mult cu cât vorbim despre șefi care au și povești de viață extraordinare. Unii dintre ei, Nicolo Ontraș, de exemplu, știu că a locuit foarte mult timp în Norvegia și a studiat acolo, deci nu putem decât să ne bucurăm că, iată, sunt apreciați și în Franța. E esența sezonului să facă aceste întâlniri care nu vizează numai și avem identitatea de imagine în spate, nu doar clișeul obișnuit și versiunea simplificată a României sau a Franței, ci o regăsire a unei Franțe care nu e așa cum o credem, doar croissant și baghetă, ci care ea însă și-și reinventează tradițiile gastronomice, artele vizuale, teatru, așa cum și România o face, lăsându-se influențat de ceea ce se întâmplă în Europa, dar aducând și propriile sale tradiții și identitate. Avem în săptămânile care vin și chiar în zilele care vin la Bordeaux, 4 zile dedicate, aș spune, vinului românesc, dar în realitate e poveștii vinului românesc, de la chestiuni legate strict de soiuri, soluri, tradiții și această revoluție a noului vin românesc, dar și povești legate de gastronomie și vin, literatură și vin, muzică și artă. Da, e într-adevăr o gamă foarte largă de evenimente și un alt spațiu cultural important din Paris care a găzduit asemenea întâmplări românești este Teatrul de la Ville și pentru a respecta sloganul Uitați de clișee, am văzut că în acest spațiu a avut loc și un concert al grupului Iza din Maramureș. Așa este. A fost alegerea comună a Teatrului de Stat din Sibiu și a Teatrul de Ville, în care ideea era să ai în acest focus România, cum i-au spus ei, da,
tineri realizatori sau tineri regizori de teatru, scriitori de teatru, teatru de generație sub 30 de ani, teatru consacrat, dar și elemente de tradiție românească într-un context neobișnuit pentru francezi. Și am avut aici o panoplie pentru prima dată pe scena Teatrul de la Ville, la Teatrul de Abbes, un răspuns al publicului fantastic, o prezență de tineri, ceea ce vizează exact publicul țintă între 18 și 35, în care am avut, teatrul are parteneriate cu licee și cu școli franceze și am avut la Antisocial, de exemplu, un public într-o proporție semnificativă tânăr, care a reacționat extrem de bine la subiectul și tema piesei lui Bogdan. Au venit după aceea să ne spună, ar putea să fie în Franța. Pentru că problemele pe care le ridică teatrul contemporan în România sau în Franța sunt probleme universale, sunt probleme europene, vorbesc pe limba acestui public. Este bine că mai eliminăm din surprize și din surprindere. Și filmul românesc a fost în prim plan la începutul acestui an chiar în Franța prin festivalul Premier Plan d'Angers. A fost Premier Plan d'Angers și înainte de asta a fost această... În fiecare an, de fapt și de drept, Institutul Cultural Român organizează la Paris un festival de film românesc. Așa este. Numai că anul acesta, colegii noștri de la ICR, împreună cu echipa sezonului de ambele părți, au făcut o ediție specială, realmente o ediție fără precedent, atât în numărul de filme prezentate, locul în care au fost prezentate, pentru că a fost un cinema în Cartierul Latin cu caracter de cinematecă, care are o programare intelectual foarte interesantă, la care publicul iarăși a reacționat cu foarte multă curiozitate și alt fel de public. Nu doar publicul de cinema românesc consacrat, care are o pasiune pentru chestiunea asta, ci și un public nou, un public tânăr. Activitatea de comunicare a sezonului ajutând această atragere de public nou. Și aici le mulțumesc încă o dată colegilor de la ICR Paris și echipei care s-au ocupat de acest fabulos moment de cinema românesc la Paris. O să continue și alte proiecte la Clermont-Ferrand, la Angers. Există chiar recent, România a câștigat un premiu de scurt metraj. Deci există un apetit pentru și o curiozitate față de fenomenul cultural și de societate românesc, iar sezonul nu face altceva decât să ofere un efect de scară și o cadență de evenimente care să permită aproape să nu lase pe nimeni indiferent și să găsească câte ceva pentru toate gusturile. Și înseamnă că deja parțial cel puțin scopul a fost atins. Avem câteva sute de articole în presa cotidiană sau regională franceză în săptămânile care au trecut de la deschiderea din noiembrie. E o miză extrem de importantă. Într-un moment în care România are vizibilitate, pentru că are, cum spuneam, președinția Consiliului Uniunii Europene, e important să vorbim și de o Românie care nu e România politică și economică, ci și această România de societate în care sunt idei, valori, sentimente, care își vorbesc sau care vorbesc pe limba oamenilor mult mai tare decât doar conținutul măsurabil în bani sau în decizii de politică publică europeană. Da, aș vrea să mai punctăm câteva dintre evenimentele care urmează să se desfășoare până pe 14 aprilie, atunci când se încheie sezonul din Franța. Știu, continuă turneul traducerilor, de exemplu. Turneul traducerilor sau ai traducătorilor, pentru că sunt oameni în spatele acestor traduceri, români și francezi, care lucrează de unii de ei de decenii pentru această bogăție a prezenței literare românești în Franța, care are două forme. Odată a românilor care scriu direct în franceză și n-are rost să spunem numele celor consacrați, dar și o generație tânără de autori care scriu în românește și care au acces la publicul francez prin acești traducători. Avem două asemenea evenimente, avem acest turneu al traducătorilor, după care începe o lună întreagă dedicată de o editură, de editura Armaton, literaturii române, cinematografului român, fenomenului cultural românesc, în dialog cu publicul parizian. Iarăși, o succesiune de evenimente care permite aproape un fel de abonament românesc sau la idei care vin din spațiul românesc. Avem de asemenea proaspăt deschisă și o menționez pentru că este o expoziție fabuloasă, a doua ca mărime după această uriașă concentrare de la Centre Pompidou. Avem la sediul Partidului Comunist Francez o clădire patrimonială construită de Niemeyer, arhitectul celebru al Brasiliei, capitalei
braziliene, o expoziție care reunește, se cheamă Exist și reunește artiști români ai avangardei în toate sensurile termenului, atât cei care au plecat din țară între anii 20 și astăzi, cât și cei care au rămas în pofida regimurilor totalitare, fascist și apoi comunist, și care creează un dialog interesant între expresia artistului în libertate sau nu, care merită descoperită, chiar merită descoperită, e în continuare de văzut într-un spațiu patrimonial care el însuși este un muzeu de arhitectură. Urmează cu aceeași echipă a Art Encounters Timișoara la Mulhouse o expoziție compactă, de fapt o colecție de artă care aparține fundației La Bric, cu câteva dintre numele cele mai celebre ale artei contemporane, moderne și contemporane românești, de la Brâncuș la Ghenie, de la Cantor la Mureșan și Savu, care sunt toți prezenți și la, da. Și la Centre Pompidou, dar și fotograf ca Decebal Scriba sau doamna Chirai. Deci, realmente o viziune transversală a artelor vizuale românești într-un moment în care publicul francez redescoperă, cum spuneam, cu curiozitate ce produc artiștii români de diferite generații. Apoi vom avea în săptămânile și lunile care vin o concentrare de teatru la Lyon, la Teatrul de Celestin. Vom avea Semafor Festival, o serie întreagă de un turneu de DJ români în Franța. Avem în locul în care publicul tânăr chiar merge în câteva dintre cele mai celebre și mari cluburi, nu doar din Paris, ci și în Lyon, în Brest, în Nantes. Vom avea Mirage Festival la Lyon, cel mai mare festival de artă digitală din Franța, în care structuri din București, cum e Cinetic sau Festivalul Liminal, vor fi prezente cu producția artistică. Deci tot spectru. Colegii mei sunt astăzi la Toulouse, unde pregătim un forum între Universitatea Politehnică și ASE, respectiv ansamblul universităților toulousene, pe domeniul întâlnirii dintre antreprenoriat și inovare, în domenii ca securitatea digitală sau inteligența artificială, efectiv cu companii și start-up-uri românești și franceze și acceleratoare la masă. Da, există într-adevăr evenimente din toate domeniile, dar pentru că ați vorbit despre muzica electronică, vreau să menționez evenimentul organizat de Ambasada României și care am văzut pe rețelele de socializare ce impact a avut. A fost tot Cercle, un care este un label francez celebru, are 16 milioane de abonați, canalul Cercle. E vorba despre luni digitale în care DJ-ii dintre cei mai mari din lume, francezi și români în această întâlnire, dar sunt din toate țările în mod normal în programarea lor, se reîntâlnesc în serate anunțate cu doar 5 zile înainte. Serate care evident sunt de muzică pentru această generație, deși cred că muzica vorbește tuturor, în locuri patrimoniale. Alegerea e prima oară când se întâmplă într-o ambasadă, e prima oară când se întâmplă evident în Hotel de Beag, acest splendid hotel particular care găzduiește reședința Ambasadei României la Paris. Realmente una dintre cele mai frumoase, ca să nu spun cea mai frumoasă ambasadă din capitala Franței, și în care exact publicul țint al sezonului, francez din generația care știe foarte puține lucruri despre România și adesea lucrurile clișeu pe care această abordare îngustă, îmi pare rău, a media o face adesea ca singur subiect sau număr restrâns de subiecte, da. Să redescoperă o Românie interesantă pentru ei. Vom avea și un răspuns în România, din păcate, cum regulile sunt stricte, nu pot să spun unde, știm deja, într-un loc patrimonial, spectaculos, în secvența de deschidere a sezonului, în 22 aprilie. Minunat. Vom avea un răspuns Cercle în România. Da, cu mare DJ francez. Minunat, minunat, este bine că încearcă să descopere acești tineri francezi și România la ea acasă. Peste 200 de evenimente se vor desfășura și în România între 18 aprilie și 14 iulie, de Ziua Națională a Franței. Cu ce va debuta sezonul din România? Putem dezvălui deja o parte dintre evenimente? Da, putem și vom fi în măsură pe 28 martie, programăm un eveniment media important în care partenerii sezonului, operatorii sezonului, mecena și susținătorii sezonului împreună cu toate aceste instituții
care efectiv construiesc sezonul. Să nu uităm că sezonul nu e făcut nici de guvernul României, nici de guvernul Franței, e făcut efectiv de teatre, muzee, structuri de muzică actuală, universități, și e important să îi întâlnim. Sigur. Pe 28 martie îi vom avea pe toți în sală, într-un eveniment care nu e o conferință de presă obișnuită, ci realmente o întâlnire de câteva ore cu această adâncime a sezonului. Iar între 18 și 22 aprilie vom avea, așa cum am făcut-o și la Paris, o pleiadă de evenimente franceze sau franco-române la București, patrimoniale, la Muzeul Național de Artă a României, la Muzeul Național de Artă Contemporană, la MNLR, cum spuneam, cu Eli Rotar și din nou Gerasim Luca. Vom avea artă hipercontemporană, de asemenea, în expoziții, atât expoziții care vin din mari muzee sau din colecții, cum e colecția Renault sau colecția Societe General, un spațiu de arte vizuale și conceptuală franceză sau franceză sau europeană, că nu e exclusiv româno-francez acest sezon, care are după aceea un alt strat legat de componenta evident politică bilaterală a sezonului, urmat de o componentă pentru publicul mare, în sensul propriu, și acestea sunt deschise tuturor, dar realmente pentru publicul mare, pentru că Spotlight are director artistic pentru ediția din 2019, pe domnul Zuravi, care este directorul Fête de Lumière de la Lyon, cel mai mare festival de lumină la nivel european și singurul la nivel mondial care are exclusiv creații noi făcute pentru fiecare ediție. O parte din acest conținut, care a început cu o colaborare româno-franceză-germană de tineri creatori de artă digitale la Lyon în decembrie, vine și la București. Vom descoperi aici alegerea unui mare artist în materie de viziune de proiect urban contemporan. Ne putem aștepta așadar la o ediție spectaculoasă. Va fi spectaculoasă și vom avea tot în deschidere un concert de muzică franceză, cum vom avea și 3 seri la rând la Club Control, în răspuns la ceea ce am făcut la Ground Control la Paris, coincidența de nume neîntâmplătoare. Dar binevenită! Seri muzicale franceze la București. Da. Să sperăm că toate aceste evenimente din România se vor bucura de cel puțin la fel de multă vizibilitate precum cele românești din Franța. Nu ne rămâne decât să ne dorim acest lucru. Noi, desigur, la TVR Internațional vom promova, vom mediatiza, vom arăta toate aceste evenimente, pentru că așa credem că e important ca lumea să cunoască. E perioada de vacanțe, așa că și românii din Franța sau din străinătate sunt acasă, și aș profita să spun că o parte din acest conținut e conținut românesc din Franța. Că partenerii noștri francezi au înțeles importanța acestei întoarceri acasă a artei românești atunci când ea s-a născut sau s-a explodat la nivel universal în Franța, și avem aici un dialog foarte interesant în care descoperim proprii noștri artiști atunci când se întorc acasă de la Paris. Așteptăm cu nerăbdare. Până atunci vă dorim mult succes. Urmărim evenimentele din cadrul sezonului România-Franța, atât pe cele din Franța câte au mai rămas și, bineînțeles, pe cele care vor urma în România. Vă invităm să ne urmăriți, dragi telespectatori, pentru a afla și dumneavoastră și, de ce nu, de a participa la cât mai multe dintre ele. Vă mai așteptăm la TVR Internațional. Cu mare drag! Vă invităm să cunoașteți în minutele următoare un alt promotor al valorilor culturale românești în lume. Domnul Ara Echighian este președintele singurei organizații a armenilor de origine română din diaspora. Aflăm povestea sa din interviul realizat de colegul meu, Sandrino Gavriloaia. Pe Ara Echighian, armean născut în România, l-am cunoscut încercând să-și regăsească trecutul bucureștean în timpul unei vizite private din țara noastră. Casa natală, cu grădină și verandă din cartierul Vatra Luminoasă, nu mai există, dar vechile clădiri, monumentele, străzile și poate oamenii orașului actual îl încântă cu același farmec specific tinereții sale bucureștene, spre nostalgice și plăcute aducere aminte. În ce împrejurări ați plecat din România
Și de ce? Răspunsul este că a fost o combinație. Sunt armean de origine română, născut în București, am făcut Politehnica, mi-am format familie și în cauza condițiilor politice din țară și mai ales din cauza faptului că eventualii mei copii nu ar fi avut ocazia să scrie și să citească în limba armeană, am hotărât să emigrăm din România și să mergem în Statele Unite exact 34 de ani în urmă. Am ajuns în Statele Unite și, ca orice început, este greu, dar datorită comunității armenilor de România din Los Angeles, ne-am integrat destul de ușor, fără dureri foarte mari psihice. Este o comunitate care s-a format în Statele Unite în 1963, decembrie 3. Într-o discuție particulară chiar menționam faptul că anul ăsta împlinim 55 de ani de activitate în România, fără să considerăm faptul că organizația RAFI a fost înființată în București în 1922. La sfârșitul celui de-al doilea război mondial, organizația a fost închisă de către autoritățile timpului. Eu sunt un armean de România pur. Tata s-a născut la Istanbul în 1919, la 2 ani a venit în zona Cadrilaterului, care era România pe acea vreme. În zona aia și-a făcut școala primară și liceu. Și când s-a cedrat Cadrilaterul, bunicul meu a hotărât să stabilească familia la București, unde tata a făcut Politehnica și a lucrat la fosta uzină Malaxa, 23 august după vreme, și s-a căsătorit cu o fată româncă. Și mama este născută în, lângă Câmpul Lung, în comuna Lerești, vorbea armenește aproape ca mine, că a avut drag să învețe limba soțului și așa s-a creat familia noastră. Ara Echighean s-a numărat printre ultimii elevi ai școlii armenești din București, în clădirea căreia astăzi se află sediul Uniunii Armenilor din România. A plecat din țară împreună cu soția, cu fiica de 4 ani și, după propriei mărturisire, cu un mare pachet de speranțe. După ce ajunge pe coasta de vest a Statelor Unite, a urmat cursuri ale Universității din California și s-a integrat în viața comunității armenilor originari din România, din orașul Îngerilor. După pensionare, în 2009, a devenit președintele RAFI, Asociația Armenilor Originari din România, din Los Angeles, organizație pe care o conduce și în prezent. Anul acesta, Asociația Culturală RAFI, singura asociație din lume care îi adună la oaltă pe armenii născuți în România, împlinește 55 de ani de activitate. Ara Echighean călătorește frecvent în țară, fie în calitate oficială, fie privată, căutând și bucurându-se de urmele înaintașilor săi armeni pe plaiurile Mioriței. Aș vrea să vă întreb dacă în rândul organizației și comunității dumneavoastră din Los Angeles se păstrează și limba și cultura română și în ce fel? Nostalgia faptului că au crescut în România și au cunoscut cultura românească. Au încercat să creeze ceva care să pună sub o umbrelă și cultura românească și cultura armenească în California, în Los Angeles. Basically, în fiecare sâmbătă, duminică, se întâlneau la niște picnicuri, puneau muzică românească și aduceau aminte de Poiana Țapului, și aduceau aminte de Brașov, și aduceau aminte de Oradea, fel de fel de localități pe unde fuseseră. Și s-au hotărât să creeze această organizație RAFI, care numele complet ar fi Organizația RAFI, organizație culturală, care să menține tradițiile culturii românești și armenești în Los Angeles. Este vorba numai de comunitatea armenilor de origine română din Los Angeles. Din Los Angeles. Mai există și altele. Există comunități în toată lumea, dar trebuie să menționez faptul că suntem singura
comunitate organizată într-o asociație din toată diaspora armenilor din România. Cam câți membri sunt? Avem în jur de 120-150 de familii. Sunt mai mulți, dar Los Angeles este un teritoriu imens și este foarte greu ca să ajungă. Clubul este chiar în Hollywood, activitățile se fac la club și în felul ăsta e greu să acaparezi. Munca noastră de astăzi este să atragem cât mai mult tineret ca să preia ștafeta la noi. Înțeleg că aveți un sediu. Avem un sediu, avem o clădire, trebuie să menținem această clădire, suntem mândri de ce avem și acolo este tot ce avem să arătăm lumii ce facem noi. Facem lucruri foarte frumoase, lucruri de care sunt și suntem foarte mândri. Ajutăm organizații din toată lumea, ajutăm școli și biserici din Los Angeles. Comunitatea armenilor din România a construit școli și biserici. Suntem în continuare în spatele acestor lăcașuri culturale și bisericești. Este vorba de sprijin material. Sprijinim organizații care sunt și pe plan internațional. Sprijinim un orfelinat din Armenia. În fiecare an donăm la Teletronul Armenia din noiembrie și un lucru de care suntem foarte mândri, ajutăm familii armenești sărace din Constanța și București. Se mai păstrează limba română acolo? În club se vorbește limba română. Se vorbește limba română și noi cei care avem vârsta și am trecut prin școală limba română menționăm mereu valori culturale românești, despre valori culturale românești și tineretului care le atragem. Problema este că se găsește metode de a atrage tineretul, pentru că astăzi sculele de promovare culturală sunt altele decât erau înainte și atunci numai o seară de Eminescu nu-i convinge, trebuie să găsește o altă formă și aici este dezbaterea care o avem permanent în cadrul biroului director al organizației RAFI. Anul acesta am venit în vizită particulară, acum de aproape 3 săptămâni, și am vizitat foarte mult, am făcut peste 2500 de kilometri, dar în special am vizitat două obiective armenești din Ardeal. Una este la Dumbrăvenii de Sibiu, unde se află cea mai mare catedrală armenească catolică din Europa, și după aceea ne-am dus la, bineînțeles, la Cluj și ne-am dus la Gherla, unde se află altă catedrală armenească catolică care este în funcționare. Cum colaborează RAFI cu organizația sau asociația armenilor din România? RAFI, ca organizație în diaspora, lucrează foarte apropiat cu Uniunea Armenilor din România. Și nu pentru că sunt președintele RAFI, dar pentru că suntem singura organizație de armeni de România în afara hotarilor României. Sunt și vicepreședintele Uniunii Armenilor din România pentru probleme de diasporă. Noi avem legături permanente. Am avut ocazia să-l avem pe domnul Varujan Voscanian ca musafir al nostru. Este un prieten al nostru de familie și de organizație. A venit la lansarea cărții tradusă în limba engleză de Yale University ca publisher. Organizația RAFI și cu ambasada, consulatul armean din Los Angeles, am fost sponsorii la toate evenimentele care s-au desfășurat timp de 7 zile în Los Angeles. Și a fost un schimb de păreri și un schimb de opinii despre carte și despre cultura românească în acea seară, care a fost recepționată de autoritățile locale ca un eveniment cultural important. Domnul Varujan Voscanian este unul din scriitori de cea mai mare valoare în viață, de origine armeană, nu numai româno-armeană.
când ați plecat din România, erați un om format din punct de vedere intelectual, ca educație. Ce datorați României din punct de vedere cultural, educațional? Formația intelectuală și-a pus bazele în educația care am avut-o în România. Prima cultură care am aspirat-o, am învățat despre ea este cultura românească. Și asta rămâne cu o influență permanentă în gândire și în comportare. Aș vrea să exprimați un gând pentru românii de pretutindeni. O națiune care se mută din cauza condițiilor geopolitice, dacă nu duce cu ea valorile culturale, își pierde identitatea. Și asta este un lucru foarte important. Vă invităm să aflați cum promovează românii, mai bine zis româncele din Marea Britanie, valorile culturale și tradiționale românești, de la una dintre cele mai active participante la mediul asociativ al comunității românești din Marea Britanie, cofondatoarea organizației Romanian Women in UK și a aplicației MyRo. Alina Balatski, bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Bine ați venit la TVR Internațional. Mă bucur că ne întâlnim în sfârșit și în studioul corespondent TVRI. În primul rând, felicitări pentru premiul obținut din partea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni anul trecut, cu prilejul Galei 100 pentru centenar. Ați fost una dintre cele 10 personalități din Marea Britanie premiate. Ce înseamnă această recunoaștere? Foarte mult pentru mine. Eu am spus că acel premiu de fapt nu-l merit eu, îl merită echipa de femei din spatele meu și de bărbați, pentru că probabil suntem singura asociație de femei din lume cu membrii bărbați. Îmi place întotdeauna să o repet. Foarte Dar frumos. Față de ceilalți 9 laureați care aveau realizări cuantificabile și bine măsurabile în mod concret, este pentru prima dată când cineva a primit o distinție pentru valorificarea și promovarea identității naționale și a însemnat foarte mult, pentru că am creat un precedent și am arătat că și identitatea stă la loc de cinste. Sigur, și de 10 ani vă implicați, așa cum spuneam, activ în mediul asociativ al comunității românești din Anglia, dar vreau să ne spuneți ceva determinat să faceți această alegere. Eu sunt un imigrant accidental. Am plecat întâi cu studiile, evident, cum se întâmplă majoritatea cazurilor, când nu mai ai ceea ce îți place, începi să simți lipsa. Mi-am dat seama că mă identific foarte mult, chiar dacă am devenit între timp cetățean britanic, pentru mine faptul că m-am născut în România și tot ceea ce mi-au insuflat părinții și bunicii mei în Bucovina mea natală este foarte important, este ceva ce aș vrea să dau în continuare generațiilor care vin după mine. Și am sesizat și din partea comunității cu care am lucrat. Eu am fost deosebit de norocoasă să fiu întotdeauna înconjurată de oameni care și-au dorit să primească și să fie educați în continuare în acest spirit. Mi-a plăcut și am decis să fac chestia asta în continuare. Și care este povestea Asociației Romanian Women in UK? S-a înființat în 2016, da, dacă nu mă înșel. O mână de femei determinate. Ne-am dat seama, în momentul în care am ajuns acolo, mi-am dat seama că, de fapt, femeile erau coloana vertebrală a comunității noastre. Trecând prin experiența maternității sau a relocării ca și familie, de regulă, femeia era cea care vorbea limba engleză mai bine, se ocupa de logistică, de acte, de absolut tot ceea ce însemna înscrierea copiilor la școală. Tot ea ducea mai departe mesajul și ne-am hotărât să valorificăm acest lucru. Faptul că am fost 3 membre fondatoare a determinat și numele, dar, repet, bărbații fac o muncă foarte importantă în cadrul asociației și ne bucurăm că ne sunt aproape. Domnul ambasador este unul dintre membrii și ne bucurăm că ne este aproape. Remarcabil. Și iată, astfel s-a născut. Evident, noi am început cu dorința de a fi mai mult un ambasador cultural al României și prin acțiunile pe care le facem să clădim punți de comunicare între cele două comunități care în acel moment erau destul de segregate, dar din păcate latura socială ne-a izbit cu o forță destul de mare și în prima parte a activității noastre am făcut mai mult proiecte sociale. Unul dintre scopurile inițiale a fost și sprijinirea femeii antreprenor. Continuă, dacă nu mă înșel. Continuă? Da. De fapt, toate membrele fondatoare sunt femei antreprenor cu greutate din acest punct de vedere și cu ceva de spus prin activitățile lor. Continuăm prin a le promova, lucrăm foarte mult și cu femeile antreprenori din România, încercăm să ne inspirăm, să schimbăm informații, deci e o coordonată de bază. S-a dezvoltat foarte, foarte repede această asociație într-un timp relativ scurt. Câte filiale și câți membri? În momentul de față avem 3 filiale și peste 300 de membre active.
Este într-adevăr, putem spune, un succes. Nu degeaba s-a bucurat de recunoaștere acest demers. Știu că anul trecut ați avut multe proiecte remarcabile și remarcate, cum spuneam, de altfel chiar și de autoritățile britanice. Nu degeaba ați constituit primul grup de români invitați în mod oficial la Parlamentul Britanic. Este adevărat, britanic. Da, o membră a Parlamentului, de altfel cea care a creat istorie prin faptul că a participat la votul pentru legea Brexit în căruțul cu rotile, amânând un pic momentul nașterii, este cea care ne-a invitat, este pentru prima dată când un grup din mediul asociativ românesc este invitat să viziteze în mod oficial Parlamentul Britanic, 15 de membrele fondatoare, însoțite de alte membre au fost și au vizitat. Ne bucurăm în continuare de sprijinul lui Tulip Sidic, este una dintre membrile Parlamentului cu cea mai mare participare în electorat. Membrii ei sunt cei care au cele mai multe pașapoarte europene, peste 20.000 în constituența dumneaei. Și iată, am creat istorie prin acest fapt, ne-am bucurat. De altfel, în Marea Britanie, anul trecut a fost un an istoric din punct de vedere al ceea ce înseamnă participării feminine la vot. S-au împlinit 100 de ani de când femeile au primit drept de vot și a fost o coincidență fericită. Fericit, și pentru noi să ne aflăm acolo. Da, de altfel, reprezentantele Romanian Women in UK au primit și din partea primarului din Brent, sectorul cu cei mai mulți români din Londra, evident, diploma pentru merite deosebite în promovarea culturii și identității românești. Și îmbunătățirea vieții în comunitate acolo. Deci, clar, ne atingem scopul. De altfel, ați fost remarcate și de administrația prezidențială și din România, ați fost invitate la Palatul Cotroceni. Cum vă influențează? Ne bucură, în primul rând, faptul că activitățile noastre au impact nu numai în rândul comunității, iată și în rândul administrațiilor de ambele părți. După cum povesteam un pic înainte, și primarul Londrei a deschis calea de comunicare cu noi și ne bucurăm de acest lucru. În Țara Galilor avem iarăși o comunicare foarte bună și în acest an vom avea câteva activități foarte mari. Ne bucură faptul, repet, că identitatea este capătă o coordonată, devine o coordonată din ce în ce mai importantă și pentru autoritățile românești de aici, pentru că, de fapt, poporul pentru care, segmentul pentru care noi luptăm foarte mult sunt copiii, sunt cei care cad printre statistici, pentru că nu au drept de vot, ei nu prea contează pentru niciuna dintre autorități, dar prin ceea ce facem noi începem să îi aducem în prim plan și iată, reușim. Aș vrea să menționăm câteva dintre proiectele asociației. Home Away from Home, Romanians in Brent, s-a bucurat, de exemplu, da, de succes. A fost un precedent, mă bucur că l-am creat. Noi am luptat pentru această expoziție și am obținut aprobarea să-l facem chiar în Brent, unde ne doream, pentru că e cea mai mare comunitate de români din Londra, așa cum ați menționat, și Consiliul Artelor din Anglia. Expoziția a arătat nu numai lucrurile tradiționale care definesc România, ci și portretele și poveștile unor români care au creat istorie în Londra și în Brent, în mod special. De la mici până la mari, din toate coordonatele demografice, ca să spun așa. Da. Dar nu numai atât, a fost și un arbore al identității creat de copiii români născuți acolo, care povesteau ce înseamnă pentru ei România și ce înseamnă pentru ei Marea Britanie și, mai important decât atât, cum în mintea lor și în viața lor cele două sunt legate. La începutul expoziției, în mod optimist, organizatorii ne-au acordat un număr de 3-4.000 de vizitatori. Pe data de 2 iunie, când am închis expoziția, care a fost însoțită și de ateliere de mărțișor, ateliere de încondere de o dezbateri publice, am măsurat senzorii și ne-au arătat că în expoziție au fost prezenți peste 11.300 de vizitatori, 400% spor față de ce credeau autoritățile britanice, și care le-a arătat, și asta a fost cel mai important pentru mine și pentru asociația pe care o reprezint, că este nevoie de aceste lucruri. Da, știu că promovați tradiția românească, între altele. Anul trecut ați organizat ziua IEI pentru a treia oară. Ce impact a avut? Foarte mare. Lumea începe să rezoneze foarte frumos. Anul acesta, a patra ediție, se va desfășura în două locații, pentru că anul trecut efectiv nu a fost destul loc pentru toți cei care și-au dorit să participe la acest eveniment. Am avut peste 120 de participanți. A fost senzațional. Doamnele au găsit până și sânziene pe care le-au adus ca să împletim coronițe. Deci e un eveniment care ne definește. Da, urmează ediția a patra, în cu siguranță, locații, dar știu că aveți și o mare pasiune pentru ei și o adevărată colecție
de ei vechi. Mă bucur, bine, eu sunt și binecuvântată, eu vin din Bucovina și la noi familia încă se îmbracă în ei și merge la biserică în ei, deci eu nu fac decât să le valorific, este munca străbunicilor și a bunicilor mele, eu o port cu mare drag, cu o ușoară tentă de vinovăție pentru că nu am învățat să le cos, dar sper că timpul îmi va permite în curând și acest lucru, dar într-adevăr de câte ori merg încerc să primesc și ei cadou, îmi plac însă iile care au o poveste în spatele lor și care sunt vechi. Le port cu mult mai multă mândrie decât cele realizate acum, trebuie să recunosc. Dar da, dețin peste 30 de cămăși și de fiecare dată când avem un eveniment important, țin să mă duc îmbrăcată în costumul bunicilor mei. Foarte frumos. Ce este Oxford for Romania și ce rezultate aveți cu acest proiect? Oxford for Romania este asociația unor inimoși profesori români care predau la Universitatea Oxford. Sunt peste 30. E remarcabil comunitatea românească de acolo și cât de recunoscut sunt datorită muncilor care au hotărât să dea ceva înapoi comunității din care provin. Le-am urmărit atenția timp de 3 ani și ei sunt o asociație destul de nouă și am hotărât anul trecut, în cadrul galei de caritate pe care ne-o propunem anual, în care sprijinim evenimente înspre sau dinspre România, am hotărât să-i sprijinim pe ei pentru că o acordă în fiecare an 24 de burse elevilor de liceu, clasa 10-11, cu posibilități academice și potențial academic dovedit foarte înalt, dar care ale căror familii nu se bucură de o independență financiară care să le asigure dezvoltarea așa cum se cuvine. Dar mai important decât atât, toți acești elevi se remarcă prin activitatea lor civică, ceea ce fac în comunitățile lor de origine. Și ce m-a impresionat cel mai mult este că după acest stagiu de 8 zile la Universitatea Oxford, în care acești profesori încearcă să le insufle tot ce au ei mai bun, se întorc în comunitățile de origine și chiar perpetuează și aplică ceea ce au învățat. O sămânță, dacă nu este udată și nu are parte de soare, degeaba este plantată. Am hotărât să-i ajutăm. În cadrul galei am strâns fondurile necesare pentru 3 burse și am creat mult mai mult informație despre ei în comunitatea românească. Cred că anul acesta am discutat cu membrii, deja ne-am dorit să sprijinim unul din proiectele care derivă din acest mare proiect, da, al elevilor. Credem că vom merge pe educație civică pentru că eu consider că la momentul actual este ceea ce ne lipsește oarecum și tinerei generații în special. Și da, iată, acest lucru a derivat. Oxford for Romania, eu vă recomand să-i urmăriți. Este absolut senzațional ce fac acești profesori. Cu siguranță vom face acest lucru și în afară de acest obiectiv, ce alte proiecte aveți pentru anul acesta? Evident, continuăm cu ziua ei și cu gala de caritate, cum am spus, și continuăm să-i sprijinim. Am avut deja un vision board, un atelier de dezvoltare personală pentru membrele noastre. Noi funcționăm foarte mult pe bază de feedback. După fiecare activitate, încerc să aflu ce le lipsește doamnelor ca să putem face. În fiecare an, așa de vreo 2 ani, îmi propun să înalț steagul românesc de 1 decembrie într-un loc în care nu a mai fost înălțat până acum în Marea Britanie. Tot noi am înălțat primul steag românesc în Brent, da, anul trecut primul steag românesc în Țara Galilor. Anul acesta, pe 1 decembrie, vom concluziona o expoziție în care vor fi expuse lucrări începute de un artist galez și terminate de un artist român, deci lucrări plastice lucrate la 2 mâini, chiar 4, cred. Interesant. Și care se va începe pe 15 mai la Suceava și se va termina pe 1 decembrie în Țara Galilor, în Parlamentul Galez, în prezența primului ministru al acestei țări. Iată o realizare, o punte iarăși. Continuăm cu proiectul de cărți. Înzestrat până acum peste 50 de unități școlare din România, din zone defavorizate, cu raft de carte în limba engleză. Aștept orice dascăl dăruit de limba engleză să-mi scrie pe canalele de social media. Îl vom ajuta cu siguranță atâta vreme cât el promite că va folosi cărțile astea pentru a da aripi unor copii. Dragobete, Mărțișor, toate datele noastre, dar continuăm și cu femeile antreprenori, nu uităm de ele, ateliere în care să le ajutăm să se dezvolte mai departe și să creăm o comunitate din ce în ce mai puternică din toate punctele de vedere. Vă dorim să se întâmple toate aceste lucruri, deși este un an destul de complicat, nu numai pentru românii din Marea Britanie, ci pentru Europa în general, în contextul Brexitului. Ați avut sau aveți în plan și consfătuiri pe această temă? Noi am încetat un pic activitățile de seminare publice pentru că autoritățile britanice, după cum nu e greu de observat chiar și de aici, se cam contrazic în ceea ce fac și planurile, da, lor sunt date peste cap de alegători și de cei care au o putere de decizie. Avem rol consultativ.
atât cu autoritățile europene, cât și cu cele britanice, dar alegem să distribuim cu grijă și în parteneriat cu consulatul României de acolo, ceea ce rostogolim plastic, vorbind mai departe comunității românești. Mă bucur foarte mult că am ales calea aceasta, ne-am unit mai multe organizații din mediul asociativ și cu consulatul României, pentru că vrem să facem un front comun în a distribui și o voce comună în a distribui aceste mesaje, pentru că există și foarte mult fake news. Și, din păcate, în rândul comunității, uneori, se cam canibalizează cele două mesaje. Deci, seminariile de informare vor lua un plan secund, vom informa în plan digital și social media, unde de altfel românii sunt foarte prezenți. Da, vom încerca să facem acest lucru, au mult mai mult efect, ne împiedică și bariera distanței în Londra, bariera timpului, toată lumea lucrează, este ocupată. Am preferat să lucrăm mult mai eficient și să alegem această cale de comunicare. Important este că vor avea de unde să se informeze cetățenii români din Marea Britanie, dar ați observat în ultima perioadă vreo schimbare în viața comunității românești? Dacă vorbim din punct de vedere al siguranței, da, evident, nesiguranța de pe plan politic britanic se reflectă asupra românilor și faptul că fiecare comunicat al Ministerului de Interne sau de Externe britanic este însoțit imediat de o traducere în limba română, ne arată că trebuie să fim oarecum atenți la ceea ce facem. Din fericire avem la momentul actual și o echipă diplomatică care ne reprezintă foarte bine pe toate palierele, de la ambasador până la atașatul pe probleme de muncă, pe discriminare sau pe prezența în comunității, dar asta nu înseamnă că în rândul comunității nu se simte o presiune, o grijă, majoritatea au copii născuți acolo, există o undă de îngrijorare. Știu că vă pregătiți să vă dați doctoratul în migrație. Ați constatat vreo modificare a tendinței de migrație către Marea Britanie sau din Marea Britanie? Vin și acum în Marea Britanie, dar vin pentru a se înregistra mai mult decât pentru a chiar a rămâne cu gândul de a rămâne. Vin mai mult pentru a-și crea un precedent și a fi sigur că pot reveni. Dar se vede o ușoară migrație către țările nordice, către Germania și chiar revenire acasă, ceea ce nu e deloc rău. Dacă luăm în considerare ultimele titluri, de fapt noi tragem semnalul de alarmă de un an de zile și e motivul pentru care am pornit doctoratul, este sporul demografic al comunității românești în afara granițelor țării. Gândiți-vă că în Marea Britanie în 2016, într-un an întreg, s-au născut aproape 20.000, în 2017 și mai mult, de copii către părinți români. E un spor foarte mare, creștem alarmant în afara granițelor. 65% dintre femeile între 18 și 40 de ani nu se află pe teritoriul României. Ele își vor face o familie în afara României. De asta insist și pe identitate și pe a o transmite către generații. Dar, într-adevăr, văd o ușoară tendință. Lumea își calculează posibilitățile de a merge și de a oferi familiei lor o viață mai bună și mai sigură. Da, sperăm să găsească motive din ce în ce mai multe și mai bune și pentru revenirea acasă. Alina Balațchi, mulțumim foarte mult pentru vizită, pentru toate aceste informații și pentru ceea ce faceți pentru România și pentru românii din Marea Britanie. Vă dorim mult succes în continuare. E meritul unei întregi echipe, dar vă mulțumim. Felicităm și echipa și așteptăm să aflăm și să vorbim și despre celelalte proiecte. Mulțumesc! Semnalăm în cele ce urmează apariția unei importante publicații culturale românești în Spania. Este vorba despre revista Criton, revista de cultură a românilor de pretutindeni, fondată la Madrid la sfârșitul anului 2018 și editată de Asociația Culturală Orizonturi Românești. Aflăm detalii de la fondatorul revistei, poetul și scriitorul Gelu Vlașin. Bună seara și felicitări! Bună seara și bine v-am găsit! În primul rând, trebuie să le spunem celor care ne urmăresc și poate nu vă cunosc suficient de bine că sunteți un poet și un scriitor cu importante premii naționale și internaționale, distins cu Ordinul Meritul Cultural de Președintele României, dar și creator al platformei online Rețeaua Literară. Între altele, desigur, timpul nu ne permite să enumerăm toate activitățile și preocupările dumneavoastră, dar vreau să ne spuneți când și cum a apărut ideea acestei reviste de cultură. Ideea o aveam de mai multă vreme și stând de vorbă cu mai vechiul meu prieten, jurnalistul Cornel Drânovan, ne-am gândit că este momentul oportun să edităm o revistă pentru românii de pretutindeni, deși editată la Madrid este o revistă pentru românii de pretutindeni, pentru că
lectorii își doresc așa ceva. Atât comunitatea românească din Spania, cât și celelalte comunități românești din străinătate, cred că erau pregătite și așteptau un asemenea proiect. Așa că l-am gândit și l-am pus pe hârtie la sfârșitul anului trecut cu o echipă extraordinară, un consiliu editorial internațional, cu oameni din personalități din diaspora, Bogdan Suceava din Statele Unite, Angela Nachemamir din Franța, Adrian Graunfeld din Israel, Cristian Nesescu din Canada, Mario Castro, româno-cilianul nostru din Suedia și Enrique Noguera din Spania. Bineînțeles, din România, Robert Șervan. Iacăte, un consiliu editorial așa cum ni-l doream, cu rădăcini în principalele comunități românești din străinătate. Cum ajung românii de pretutindeni la conținutul acestei reviste? Unde poate fi găsită? Conținutul îl avem gratuit online, deci oricine poate să răsfoiască revista Triton, o găsesc pe isu.com și pe pagina noastră de internet, unde pe Facebook cu o căutare revista Criton vor găsi pagina noastră. Cum spuneam, revista poate fi accesată online gratuit și avem colaboratori, tot așa am încercat să fim cât mai echilibrați și avem colaboratori din toată lumea, români stabiliți în străinătate, români de foarte bună calitate culturală. Aș menționa pe... Vă rog. Da. Luminița Marie din Anglia, Ana Maria Beligan, Dan Ciupurianu din Franța, Carmen Firan din Statele Unite, Cristina Hermeziu din Franța, Emilia Ivancu, Paula Lavic din Anglia, Claudia Moscovici în Statele Unite, Horia Porum din Franța, avem și din România Octavian Soviani, Dumitru Preda, Robert Șervan, iată, l-avem și pe Matei Vișniec, Doina Uricariu. Deci avem o panoplie interesantă de colaboratori de foarte bună calitate, pentru că noi am vrut să punem în circulație o revistă care să fie de calitate, să facem într-un fel și o preluare pozitivă a imaginii României și a valorilor românești în comunitățile de români, dar și în comunitatea spaniolă, pentru că avem și pagini în limba spaniolă. Foarte interesant, este remarcabil într-adevăr demersul dumneavoastră. Sperăm să ne urmărească cât mai mulți români și să caute și să citească această revistă care le este adresată. Ce cuprinde primul număr? Ne puteți da câteva exemple? Sigur. Aș vrea să menționez faptul că am avut parte de câteva texte semnate de importanți reprezentanți instituționali, un fel de cuvânt înainte semnat de, spre exemplu, doamna ambasador Gabriela Dancău, ambasadora României în Spania, doamna Maria Popu, director al Institutului Cultural Român din Madrid, Magda Cârneci, președinta PEN România, sau Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române. Deci am vrut să pornim în forță și să demonstrăm că există interes și din partea instituțională pentru apariția acestei reviste de cultură destinate românilor de pretutindeni. Avem în paginile revistei noastre și poezie, și proză, și eseu, și teatru, și critică, și texte semnate de muzicologi importanți, pentru că noi așa, fiind o revistă de cultură, ne adresăm și încercăm să cuprindem toate arile artelor frumoase, literaturii, culturii, muzicii în general. Și care a fost până acum răspunsul cititorilor? Păi, primul semnal a venit din partea celor care au fost prezenți la ambasada României din Spania, unde am făcut
o prezentare, o lansare a revistei și unde, spre surpriza și bucuria noastră în același timp, sala a fost plină. Publicul a receptat foarte bine revista, au pus întrebări despre conținut, am avut și o prezentare online a revistei cu acel conținut despre care vorbeam și, în general, semnalele sunt foarte bune. La fel, există doritori din comunitatea românească din Spania care vor să intre și în posesia revistei în format fizic, au luat legătura cu secretara revistei noastre, Mihaela Petrache, și poate să ajungă revista pe masa fiecărui doritor. Mai complicat cu ajuns în străinătate, pentru că sunt niște costuri pentru a trimite revista, știu și eu, în Statele Unite sau în Australia, de unde am primit solicitări, sau în Canada, dar sperăm că pe parcurs vom reuși să aplicăm și la o finanțare, să avem finanțări instituționale, finanțări publice, pentru că deocamdată revista a fost finanțată exclusiv din fonduri private. Și e foarte important să se știe acest lucru și să fie apreciat efortul dumneavoastră și dorința de a promova cultura românească. Știu că în același timp coordonați Concursul Național de Literatură, Rețeaua Literară. La câta ediție a ajuns concursul? Este la a cincea ediție. Zic eu destul de important și cunoscut acest concurs, pentru că încă de la bun început am încercat să spunem că acest concurs este adresat nu numai celor din România, ci românilor de pretutindeni. Iată, încercăm să facem lucruri pentru românii oriunde s-ar afla ei, pentru că nu mai vorbim doar despre românii din România sau scriitorii din România sau artiștii din România, pentru că din ce în ce mai mulți români cu aptitudini și calități literare, muzicale, artistice, sunt în străinătate și au activități în comunitățile respective foarte importante. Și atunci am ajuns la această a cincea ediție, la fel un concurs pentru românii de pretutindeni, într-un parteneriat cu editura Tritonic și sub egida PEN România, un concurs, într-adevăr, destinat celor care nu au debutat până în prezent în volum propriu, este adresat celor care au apărut deja în antologii, pentru că antologiile nu sunt considerate cărți de autor, și are două secțiuni, poezie și proză. Data limită de înscriere este 25 februarie, se apropie cu pași repezi, iar câștigătorii beneficiază, printre altele, de posibilitatea de a publica un manuscris la editura Tritonic și de a participa de un sejur complet în perioada 15-20 august, la tabăra de literatură Întâlnirile de la Telciu, pe care o organizez la Telciu în vacanță, pentru că nici în vacanță nu am astâmpări. Spuneam că, da, sunteți o persoană foarte activă, vom mai vorbi cu siguranță despre toate aceste evenimente. Deocamdată le dorim succes participanților la acest concurs de literatură. Îi invităm să se înscrie pe cei care nu au făcut-o deja. Și vreau să mai punctăm pe scurt câteva dintre evenimentele la care ați participat. Știu că ați fost invitat, de exemplu, pe data de 24 ianuarie la Ateneul din Madrid, împreună cu soția dumneavoastră, la spectacolul organizat de Ambasada României și de Institutul Cultural Român cu prilejul președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Ce înseamnă aceste recunoaștere, aceste întâlniri pentru dumneavoastră? Înseamnă că, în sfârșit, lucrurile se întâmplă așa cum ar trebui să se întâmple și mă refer aici la activitatea Ambasadei României din Spania și a Institutului Cultural Român din Spania, care în ultima vreme, cel puțin de când a venit la conducerea corpului diplomatic din Spania doamna Gabriela Dancău,
lucrurile se întâmplă așa cum trebuie să se întâmple, adică activități culturale desfășurate în cadrul ambasadei, în sala de festivități, care este, cum ar veni, cu poarta deschisă tot timpul. În fiecare săptămână sunt activități culturale, literare, muzicale, ceea ce nu s-a întâmplat până acum în Spania, că se poate. De ce nu într-un spațiu instituțional, diplomatic, de ce să nu existe asemenea activități când posibilitatea de a deschide poarta este destul de simplu, de deschis nu o poartă instituțională și când acest spațiu există. E bine că se folosește la adevărata capacitate, într-adevăr. Și în final, știu că și copiii dumneavoastră participă la seri de lectură, de poezie în Madrid atunci când au ocazia. Cum le transmiteți dragostea pentru limba română, pentru cultura românească? Sunt pasionați de tot ceea ce înseamnă muzică și poezie, nu? Pentru că trăim, nu? Într-o familie de artiști. Soția mea este profesoară de muzică și artistă de jazz, bossa nova, swing. Și atunci, în fiecare zi, au posibilitatea să asculte poezie și muzică. Și amândoi, și Darius, cel mare, și, mă rog, mare, care are 9 ani, și David, cel care are 6 ani și jumătate, sunt pasionați de muzică și poezie, îi luăm cam peste tot pe unde putem. Nu considerăm că ar trebui ei să stea acasă și noi să mergem la spectacolele de muzică și poezie. Îi luăm cam peste tot, pretutindeni apar și ei, ba chiar au și intervenții, cum s-a întâmplat la Festivalul Internațional de Poezie din Madrid sau la alte evenimente din Aleatorio, din cel mai renumit spațiu de poezie din Madrid, unde ei au vrut să intervină și au spus câteva cuvinte, au rostit poeme. Sunt pasionați și ei ar vrea să se întoarcă și mâine în România, mai ales că sunt îndrăgostiți de zona unde eu m-am născut, de Telgiu, și bunicii lor abia așteaptă să ajungă în vacanță acolo. Sigur vor veni la tabăra pe care o veți organiza acolo. Felicitări le transmitem și noi de aici. Știu că aveți foarte multe proiecte, vă pregătiți de lansarea unui nou volum și vă invit de pe acum să vorbim despre toate acestea într-o emisiune viitoare. Vă așteptăm și aici în studio. Până atunci, mult succes și toate cele bune! Mulțumesc, la revedere, numai bine! Selecția Națională Eurovision 2019 este cu siguranță evenimentul muzical al momentului în România. Duminică au fost aleși și ultimii 6 concurenți care vor participa la finala din 17 februarie de la București. Despre spectacol, muzică, visuri, emoții, despre tot ce cuprinde un concurs de acest calibru, vorbim cu cei doi minunați prezentatori ai Selecției Naționale Eurovision, Ilinca Avram, colega noastră de la TVR Moldova, și cunoscutul artist Aurelian Temișan. Bună seara și bine ați venit la TVR Internațional. Ce frumos vorbești, nu vine să te întrerup. Așa este, bună seara! Bună seara tuturor, Doamne ajută! Suntem bine, după 2 experiențe suntem foarte bine, iar a treia va fi bomboana pe tort, să zic așa, pentru că este și finala și, din punctul nostru de vedere, ne-am relegat acea chimie de la Cerbul de Aur din septembrie, prima seară pe care am prezentat-o împreună, o seară plină de emoții. Ați anticipat întrebarea mea, nu mai vorbesc, nu mai întreb. Ia mai zi și tu. Și ar mai adăuga și Ilinca ceva. Și Arad, da. Și Iași, că la Iași am zis Iași, mai spune și tu. Și la Arad ar adăuga și Ilinca mulțumiri către... Iată cum ne legăm de numele orașelor noastre. Orașe foarte frumoase, pline de oameni minunați, cu atmosferă de vis. Am trăit și la Iași această atmosferă, dar și la Arad. Oameni dornici să vadă. Cred că în orașele lor vin foarte multe manifestări, dar așa, amvergură, nu cred că calcă des pragul orașului respectiv și atunci normal să se bucure din suflet pentru ce au văzut, ce primesc. Or, e foarte important să vezi și reacția oamenilor atunci când intră în locația unde are loc evenimentul, pentru că locația a fost schimbată totalmente, a fost acoperită toată sala polivalentă cu materie neagră, a fost totul făcut ca să fie și un sunet foarte bun și, apropo, și concurenții au fost mulțumiți de sunet. Ori asta este foarte important, ca cei care urcă în scenă și încearcă să arate că pot să ne reprezinte țara, sunt mulțumiți de detaliile tehnice pe care televiziunea română le pune la dispoziție. Da. Cum v-ați simțit voi după Cerbul de Aur? Ce a însemnat această reîntâlnire? Îți dai seama că drumul acolo, pregătirea și plecatul costă mai mult ca timp decât statul pe scenă și bucuratul de eveniment. Noi ne-am simțit extraordinar.
Am stat de vorbă și cu juriul, și înainte și după, în general despre viață, despre noi, despre povestile noastre. Eu am foarte mare legătură cu ei pentru că ne știm de zeci de ani. Ilinca i-a cunoscut și a dat seama că sunt la fel de oameni ca și noi, deși vedem de atâția zeci de ani pe sticla televizorului și Pe o parte ne bucurăm de progresele lor. Și parte dintre ei ați cunoscut la Cerbul de Aur. Așa este și mă bucur că pot să-i cunosc nu doar prin prisma mea ca începător aici în România ca și prezentatoare, ci și să observ prietenia legată între Aurelian și toți cei care sunt acolo și atunci îi vezi pe acești oameni diferit decât suntem noi obișnuiți să-i vedem la televizor, ci îi vezi așa cum sunt ei, prietenoși, drăguți, atenți și cu emoții fiecare înainte de a urca în scenă, că e un lucru absolut normal să ai emoții. Apropo de emoții, Aurelian Tămișan, ai mai participat la Eurovision, dar niciodată în calitate de prezentator. Așa. Cum te-ai simțit în calitatea? Nu vreau să știu eu cât de diferite sunt emoțiile. Emoțiile sunt total diferite. Total diferite pentru că, în primul rând, numai emoțiile încărcăturii participării în concurs. Știind că pe umerii tăi atârnă o povară ca, dacă cumva treci mai departe, să fii cel care reprezintă o țară. Am trăit acesta, am trăit și la Cerbul de Aur în 95 aceste emoții. Dar oricum emoții există pentru că urci în fața unui public, în afară de cel pe care îl vezi direct, sunt cei de acasă care sunt foarte relaxați și de obicei văd toate greșelile posibile. Știi că noi de acasă de la suntem cei mai buni fotbaliști, cei mai buni actori, cei mai buni politicieni, că de acolo vezi totul. Eu m-am simțit foarte bine pe scenă, sincer îmi lipsea din palmaresul propriu și personal prezentarea Eurovisionului. Am fost participant de 4 ori la diversi ani, dar ca și prezentator nu. Iată, am punctat, mă bucur din suflet și sper să nu fie o întâmplare singulară, să se mai repete acest lucru. Ilinca, poate nu toată lumea știe că, dincolo de profesia de jurnalist de televiziune, ai studiat și muzica la secțiunea dirijor coral, așa e? Așa este, prima profesie este dirijor de cor, n-am profesat niciodată, dar îmi place muzica foarte mult, ori am o conexiune cu muzica de când mă știu, de când mă țin minte și am o mulțime de prieteni muzicieni și atunci întotdeauna sunt înconjurată de oameni creativi, ori asta mă consider și eu într-o oarecare măsură un om creativ și da, m-am gândit așa în visurile mele, de ce nu să nu particip și eu la Eurovision vreodată în viață. Ai participat? Am participat, da, iată. Și mult mai frumos și mai bine decât mi-am dorit și mi-am putut imagina, așa că da, a fost o experiență de neuitat și au fost și emoții înainte de a urca în scenă, un lucru absolut normal, dar de asta și ne bucurăm că sunt două semifinale și o finală, ca până la finală să pierdem toate emoțiile și să le facem doar constructive și să lăsăm tot ce asta mai frumos mai pentru aici, pentru București. Sigur, să transmiteți doar energia pozitivă atât celor care vă privesc, cât și concurenților, căci bănuiesc că ei au mare nevoie de lucrul ăsta atunci când urcă pe scena Eurovisionului și nu numai. Ce vi s-a părut cel mai dificil la acest concurs? Au existat și asemenea momente sau nu știu, din punctul pregătirea? Nostru de vedere sau din punctul lor de vedere? Din ambele puncte de vedere. Mi s-a părut totul atât de normal ca și desfășurare de forțe. Am mai prezentat concursuri, știu cum e, nu e ușor, mă uit la concurenți, trec pe lângă ei și îi încarc cu un zâmbet măcar, pentru că au nevoie de, mai ales în momentele înainte de a intra în scenă, sunt foarte tensionat, foarte atenți la fiecare mișcare pe care o fac. Pentru mine nu a fost nimic dificil, dar nici ușor în același timp, pentru că nu pot spune că e din poanie totul. E o responsabilitate și pe umerii tăi ca și prezentator, având în vedere că, nu știu, parcă cu fiecare an care trece devenim din ce în ce mai critici noi care ne uităm, știi? Dar dacă e pe cineva să-l pui să facă acel lucru, s-ar putea să se piardă definitiv. Sigur, nu e o scuză asta, că și bâlbele și micile greșeli care se produc în direct sunt inerente până la urmă. Dacă te uiți la italieni, și ei greșesc, dar o fac cu atâta nonșalanță și trec cu atâta lejeritate peste. Până la urmă, despre ce e vorba? Hai să ne simțim bine, hai să transmitem bucurie, hai să transmitem emoție mai mult concurenții și hai ca produsul finit să fie unul de excepție. Știu că la Cerbul de Aur, TVR Moldova a fost coproducător al evenimentului ca și acum și a existat un making-of. Se va întâmpla acest lucru și de data asta? Sigur că da, ne ocupăm împreună cu echipa despre acest making-of, așa că am mers și mai devreme și suntem cu ochii și urechile peste tot, pe la toți colegii noștri și încercăm să filmăm toate momentele mai puțin care le vedeți la televizor, care sunt cele mai interesante. L-am prins și pe Aurelian de câteva ori momente. Cum am văzut cu Ilinca, în loc să ne pupăm, primul lucru mi-a zis making și eu zic, deci știam că nu scap, nici eu. Dar ce v-a impresionat cel mai mult?
la concursul din acest an? Publicul, pe mine personal publicul. Atât la Iași cât și la Arad, publicul a fost senzațional și a fost acolo aproape de noi și a fost, a ascultat tot ce zicem, a susținut concurenții. Ori asta este foarte important, atmosfera de acolo atunci când urci în scenă, oamenii sunt acolo cu tine și se construiește așa o bulă de energie frumoasă pe care o trimite mai departe la Tel Aviv. La ce să ne așteptăm de la finala de duminică? La un show total, la un show total și la o reușită cum vrem de la fiecare ediție în parte. Spuneam mai devreme de cei 10 concurenți aleși pentru finală de către juriu și cei 2 aleși de public, care asta cu vor da totul, sigur că se vor concentra și vor da totul pe scenă, dar și piesele, pentru că au fost alese în viziunea juraților și a publicului de acasă, 12 piese cel mai bune din cele 24. Iată că nu avem altă variantă decât să ne așteptăm la un show total. Televiziunea română e pregătită. Juriul va fi unul internațional de această dată. Da, un juriu total din alte părți ale Europei, ca să nu mai existe niciun fel de dubii. Oricum n-ar trebui să existe dubii, pentru că cei care au fost sunt profesioniști. Sigur. Și cu scuzele de rigoare, eu nu cred că vreunul dintre ei a luat partea cuiva, favorizându-l sau defavorizându-l pe altul, ci s-a ținut clar cont de ideea că România trebuie să aibă cea mai bună piesă care să ne reprezinte în concursul mare, care e de fapt piatra cea mai grea de încercare. Ce mesaj le transmiteți telespectatorilor înainte de finala de duminică și de să ajungă în timp concursul acasă, să se instaleze comod, să-și dea televizorul la volumul la care știu ei că pot să asculte și să se bucure alături de noi de acest minunat show care începe la 20:30, nu la 21, așa cum știam. Da, sau de ce nu, dacă vreți o mini-vacanță în București, luați un bilet de avion rapid, că mai aveți timp, și veniți să vedeți marea finală chiar aici, în sala polivalentă din București. Eu am mers pe ideea că e deja plină sala, de asta n-am mai spus. Asta voiam să întreb, probabil că este plin, dar veți găsi informații în cazul în care sunteți interesați. Înainte de încheiere, trebuie să vă întreb și unde vă mai poate vedea publicul de dincolo și de dincoace de Prut după Eurovision. La matinali, TVR Moldova, acolo unde activez în fiecare dimineață de la 7 la 10 și unde suntem și pe TVR Internațional și mă bucur și foarte mult. Și pe TVR3. Și pe TVR3, așa este, așa că îi salut pe toți cei care se uită la noi și mă bucur că vă începeți diminețele cu noi, așa că rămâneți cu matinali. În afară de Teatrul Elisabeta, unde joc 4 comedii, una mai spumoasă decât cealaltă, Boeing Boeing, încurcătură la nivel înalt, despre care te vreau să-ți vorbesc, încă nu, dar o să fie, ăsta e titlul de piesă, nu e da, așa? Am un concert mare pe data de 5 martie la Teatrul Național, la Sala Mare. Oameni, tribut Aurelian Andreescu, un concert unde numai pe scenă am peste 60 de oameni și este o dedicație de suflet, in memoriam, din punctul meu de vedere, cea mai mare voce masculină pe care a avut-o România vreodată. 5 martie, orele 19, la Teatrul Național. Felicitări, mult succes în continuare. Vă urmărim duminică la finala Eurovision. Sperăm să vă urmărească și telespectatorii noștri într-un număr cât mai mare. Le ținem pumnii și noi concurenților și așteptăm să aflăm cine va reprezenta România la concursul Eurovision 2019 de la Tel Aviv. Mulțumim încă o dată pentru această frumoasă și vizită. Noi vouă. Mulțumim. Și vă mai așteptăm. Cu mare drag. Numai bine și succes. Aceasta a fost emisiunea de astăzi. Mulțumim partenerilor noștri de la MoneyGram și dumneavoastră pentru atenția acordată. Pe săptămâna viitoare!